Organizat în urmă cu câteva ore pe Facebook, pe rețelele de socializare, oamenii sunt nemulțumiți vis-a-vis de cum s-a votat în străinătate, în secțiile de vot. Ați văzut cozile din Paris, din Londra, din München. Nu știm care este situația la secțiile de votare din Statele Unite ale Americii. Sunt ultimele secții care se închid de obicei în timpul, votului la alegeri. Dar haideți să vedem câteva imagini de mai devreme din fața secțiilor, din fața Ministerului de Externe, pentru că oamenii au vociferat vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi la vot. Cer să fie lăsați să voteze, pentru că dacă nu vor fi să lăsați să voteze, asta este o infracțiune. Haideți să auzim. Vor să voteze, lăsați să voteze. 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 Bun. O să mai difuzăm câteva filmulețe. Este un protest spontan în fața Ministerului de Externe. Președintele României a cerut în această seară demisia lui Titus Corlățean și a lui Bogdan Stanoievici, domnul ăsta, actorul de la Mae. Domnul Corlățean, pot să citim cu materialul clientului. Deci, domnul Dragnea și domnul Ponta au afirmat că Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central sunt responsabile de organizarea secțiilor de votare și nu ministrul de externă. Da? Eu vă citesc din legea 370/2004 actualizată, articolul 12 alineatul 3, care spune așa: organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1, și pe site-ul MAE, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. Deci, domnul Corlățean personal, într-o hârtiuță semnată cu mânuța lui, da, a dat ordin câte secții de votare să fie, câte cabine de vot în secțiile de votare, câte ștampile, da? Nici o autoritate electorală. Haideți să vedem că l-avem și pe Lucian Mândruță pe telefon, se află în fața Ministerului de Externe. Difuzăm alte imagini care au fost lucruri care s-au întâmplat în urmă cu doar câteva minute în fața Ministerului de Externe. Cam așa arată lucrurile acum în fața Ministerului de Externe. Oamenii au venit să demonstreze aici împotriva situației care s-a creat la stațiile de la secțiile de votare din străinătate. Sunt cam 200-300 de oameni. În fața la Ministerul Afacerilor Externe. Dar mai departe. Lucian Mândruță este în direct acum cu noi. Bună seara, Lucian! Nu mai este Lucian, o să-l contactăm din nou pe Lucian Mândruță, Radu Banciu. L-am auzit și pe domnul Dragnea că responsabil este Biroul Electoral Central. Știu că și eu, guvernul. Și minte, guvernul este responsabil pe secțiile de vot. În orice caz, e clar că Victor Ponta a apărut iritat. Așa. Mi se părea revanșard, ranchiunos. Lăsa pe undeva să se înțeleagă că dacă am stat 10 ani cu un șmecher bătrân președinte, o să trecem acum 10 ani la un șmecher tânăr. Adică nu e atitudinea asta de candidat quasi favorit, dar arhi favorit, calificat fără probleme în turul 2. E clar că undeva în spatele discursului său, ați văzut, plin de invective, plin de mici șicane, aceste proteste, ceea ce se întâmplă acum în marile democrații occidentale, plus apelurile la demisia ministrului de externe, i-au perturbat un pic seara. Adică acum înțelegem mai bine de ce el a venit ultimul, și acolo a fost o minciună, nu de asta a venit ultimul, pentru că terminase primul. Nu e o seară fericită pentru el, probabil nici rezultatul nu este chiar atât de clar. Dacă se întâmplă să avem un 38-32, cum apare într-unul dintre institutele de sondaj, e o catastrofă pentru el. Dar nu pot să nu lași oamenii să voteze, adică așa supraviețuiesc, așa trăiesc democrațiile. Aici aș mai face un comentariu la chestia asta. Aici, indiferent cine a fost la putere, imediat, l-avem pe Lucian, că tot pică telefonul. Lucian, spune-ne ce se întâmplă acum la Ministerul de Externe în față.
Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă? Sunt cam 200-300 de oameni care s-au strâns aici de pe Facebook, în mare parte a donației, social media. O parte dintre ei vine din nucleul acela greu al manifestațiilor din ultimii 2 ani, să zicem. Adică manifestații de la Unii Salvăm, Antigaze de Șist, zona asta de public. Dar este și public de alte orientări politice decât stânga sau decât stânga militantă. Sunt oameni obișnuiți, sunt oameni pentru care votul e o chestie valoroasă și care au descoperit dintr-o dată că sunt români care sunt în stare să stea 4 ore, 5 ore la coadă doar ca să voteze. Asta mi s-a părut mie extraordinar de data asta în alegeri, că niște oameni au pus atâta preț pe ceea ce noi am ajuns să disprețuim, încât s-au chinuit pentru a vota. Și cred că de asta e atâta solidaritatea aici. Când i-am văzut pe acei oameni, am primit de fapt un exemplu. Câți oameni sunt acum, Lucian, în fața Ministerului de Externe? Cam 200-300 de oameni sunt în momentul ăsta. Cam așa ceva. Există vreo reacție? A ieșit cineva de acolo? Că văd oameni cu portavoci. Da, sunt oameni cu portavoci. Unii dintre ei, ți-am spus, sunt din nucleere de manifestanți obișnuite, ca să zic așa, din piața universității, de la Unii Salvăm și organizațiile de tipul ăsta. Dar sunt și oameni neafiliați. Reacție din minister n-am văzut. Din când în când se mai deschide cât în geam, se mă uită cineva încoace, dar nimic. Nu a existat o negociere sau discuție cu manifestanții, din ce știu eu până la ora asta. Și ce ceri ei? Să vină Corlățean, să poată să voteze oamenii străinătate? Din ce auziți și voi, demisia ministrului de externe. Asta e principala cerere. Și, mă rog, restul zincile se referă la celebrul ați furat votul cu tipizatul. Cam asta este ideea principală. Tipizatul acela, declarația aceea care astăzi a stănit atâtea probleme. Sunt oameni care n-au putut să voteze și au venit acolo? Nu cred că sunt oameni care n-au putut să voteze. Sunt oameni însă în care s-a agregat starea asta de nemulțumire pe planet din după amiaza asta, când i-am văzut pe românii de afară care nu pot vota. E drept că aici nu prea cred că sunt, dacă e să vorbim cinstit, nu prea cred că sunt simpatizanții PSD. Cred că mai degrabă aici sunt opoziția. Mai degrabă aici ar fi dreapta, plus o anume stângă militantă. Și, de fapt, ceea ce cred că îi deranjează pe ei, în primul rând, este că diaspora nu a putut să voteze acea diaspora care, în mod tradițional, votează dreapta. Asta așa e pentru că am primit chiar eu fotografii în urmă cu doar o jumătate de oră. Nu te mai aud, în momentul ăsta nu mai aud ce întrebi, pentru că e foarte multă gălăgie, oamenii strigă chiar lângă mine, îmi pare rău. Am înțeles. Lucian Mândruță, mulțumesc foarte mult, Lucian, pentru această intervenție. Cea diasporă care trimite de ani de zile, foarte mulți ani de zile, 10 de miliarde în țară. Oameni tineri, oameni foarte bine pregătiți, care trag, care își susțin familiile rămase în țară. Acum, dacă ne uităm la acest rezultat undeva pentru Victor Ponta între 38 și 40%, este un rezultat prost. Dacă avem în vedere câți bani publici au cheltuit, câți bani au dat primarilor, că au dat o ordonanță controversată care a dus la racolarea peste 350 de primari la nivel național, adică au exploatat toate pârghiile pe care le-au avut la dispoziție și totuși nu au putut scoate mai mult. Vreau să mai fac o remarcă apropo de campania domnului Ponta. O campanie arhetipală, parcă se trăgea din proletcultismul comunist, motive naționale, doar noi românii, coloana infinitului. Eu cred că România s-a schimbat foarte mult în acești ani. Sunt milioane de oameni, 3,5 milioane care muncesc în Uniunea Europeană, care povestesc ce văd acolo, se întorc în țară în vacanțe, explică prietenilor, familiilor. România nu mai este niciun caz acea Românie pe care a targetat-o campania PSD-ului. Nu mai este, până și pensionarii știu de la nepoții lor care lucrează în străinătate sau de la copiilor cum se trăiește într-un stat civilizat. Că, domnul Turcan, nu reacționează nimeni. PSD zice că, domne, de vină e becul, în țara asta nu e de vină nimeni. Domne, legea, încă o dată. Hai să mai spunem, da, încă o dată, domnul Ponta și domnul Dragnea ne iau pe toți de cretini.
Deci legea pentru alegerea președintelui României, articolul 12 alineatul 3, organizarea secțiilor de votare în străinătate se face prin ordin, adică dând pix de ministrul de externe. Nu de Dragnea, nu de mine, nu de Bec, nu de nimeni, nici de ambasador, cum spunea doamna Brânceanu Firea. Ponta, înțeles, se strigă jos Ponta, da. Și demisia. Cred că da, Andreea. Rezultatele pentru Ponta sunt sub așteptări. La sediu PDL, PSD există informații că este plioșteală, pentru că se așteptau la un 42-43%, când de fapt scorul real, și o să vedem la BEC mâine dimineață, este undeva 38%, puțin peste 38%. Da. Aceasta în condițiile în care au toată puterea. Tot ce mișcă în țara asta, de la portar, primar, consilier județean până la ministru, este în mâinile lor. Deci este o palmă destul de usturătoare. Și cu asta va fi și mai usturătoare în condițiile în care diferența față de Iohannis va fi undeva 7-8%, 6%, nu știm. Deci, de fapt, de aici e marea problemă. De aici mesajul lui Ponta, că de acum înainte mă voi adresa și celor care nu m-au votat, lucru pe care nu l-am mai spus până acum. El știe bine că bazinul lui este extrem de limitat, dar vestea proastă e că tot ce se întâmplă acum, acest dispreț și această aroganță suverană și minciună, mai ales pe mediul urban, va avea impact pe turul 2. Adică sunt aceste sute de oameni, pentru că noi ne-am referit doar la diasporă, dar eu vreau să vă spun că în București sunt sute de oameni care au rămas pe din afară fără să poată vota. Toate aceste lucruri încing spiritele. Nu-l avantajează pe Ponta faptul că minte și tratează cu dispreț acel electorat de la care de fapt are nevoie să ia voturi dacă vrea să câștige. Te rog, Radu. Da, și știi ce a mai fi de subliniat? Da, sunt de acord cu ce spune Andreea. Așa e. Ideea este de văzut cât va conta această nemulțumire în rândul celor care, de exemplu, n-au votat. Pentru că se știe că există oameni care votează doar în turul 2. Pentru că știu rezultatele dinainte, sau așa li se pare, sau ascultă tot felul de informații, urmăresc sondaje și atunci nu se prezintă la vot în primul tur. Deci e important de văzut această lehamite națională pe care o vedem la televizor, cât de mult va conta, pentru că una este să ai 38% în turul 3 și alta este să ai 41%. Dacă ai 38, va fi mult mai complicat să ajungi la 50. 12% pentru Victor Ponta, în mod teoretic, n-are de unde să ia. Deci, această manifestare pe care o vedem acum și care poate va lua amploare zilele viitoare, ar putea, într-adevăr, să fie un prim element de răspuns pentru turul secund. Da. Dar atitudinea lui Victor Ponta, într-adevăr, conduce către discuția pe care am făcut-o noi, că lucrurile nu sunt deloc pozitive în acest moment pentru ei. Haideți să mai dăm un filmuleț. Oamenii de acolo strigă că sunt solidari cu diaspora și vor prelungirea votului până când toți cetățenii români care au acest drept, doamnelor și domnilor, și care stau acum la vot, la cozi, în străinătate, să voteze, este inadmisibil să nu permiți propriei populații să voteze în condițiile în care prezența la vot este deja redusă. Sunt mii de oameni care așteaptă acum să voteze în Marea Britanie, Paris, Veneția, Madrid, Stuttgart. Suntem alături de voi, se scrie pe rețelele de socializare. Înțeleg că la unele ambasade ar putea să se prelungească acest vot. Haideți să vedem câteva alte proteste din fața Ministerului de Externe și după aceea vă spun ce face domnul Corlățean la această oră. Solidaritate, ați văzut că s-a strigat și demisia.
s-a strigat demisia premierului Victor Ponta, s-a cerut demisia, vor să voteze, lăsați-i să voteze, strigă oamenii. Titus Corlățean, am încercat să-l contactăm, doamnelor și domnilor, nu răspunde la telefon ministrul nostru de externe, iar domnul ministru pentru diaspora, domnul Bogdan Stanoevici, și-a închis telefonul pur și simplu. Asta în condițiile în care... Nici nu putea să fie atât de puțin ocupat încât să răspundă la telefon. Păi și ce face? Câte telefoane ai avea în momentul ăsta când ți-a căzut cerul peste cap, tu nu stai să vorbești cu presa. Sunt lucruri de rezolvat pe care, sigur, el nu le va putea rezolva. Vor încerca să o bălmăjească, mâine vom afla. Ai văzut cum a dat-o Ponta? De remarcat asta, de notat. Mm. De ce nu se poate vota? Pentru că nu se mai fraudează. Deci corectitudinea este mai importantă decât dreptul cetățeanului, da? Ați văzut cum a întors?